Which world? Select which world, which story would you like to play? Nice. Deci aici am făcut că poți să selectezi mai multe story-uri. Și neața, neața, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod dintr-un indie care tocmai a apărut de curând în varianta Early Access și se numește House Party și e destul de drăguț. E destul de interesant și mă face curios să văd cum e, că l-am luat acum de pe net, de pe Skid Row, și vreau să văd cum e jocul. Și am zis să fac și o încercare. Se dau și o încercare să văd cum e. Văd că ai și custom stories, dar trebuie să fii logged in ca să poți iei custom stories. Eu am varianta de pe trackere a jocului, amatorul de pe net. Early Access deocamdată nu e complet jocul, nu are toate feature-urile și toate implementările care ar trebui făcute, dar e un joc promițător, că m-am uitat puțin la imagini pe net, la screenshot-uri și mi s-a părut destul de interesant. Mi se pare absurd că nu pot să scot muzica. Sper să nu-mi iau copyright pentru treaba asta, dar nu cred, pentru că nu este muzica licențiată în jocul ăsta. N-am văzut nicio opțiune să poți să scoți muzica. N-ai decât graphics și language atâta. N-ai latest news. Ia să vedem ce e cu latest news. Asta e ceva de browser. Ia să vedem latest news. Ce zice latest news? Da, e ceva gen Sims, din câte văd eu. Asta e site-ul oficial. Bun. Am intrat înapoi pe joc. Hai să dăm un new game să vedem cum e jocul. Că azi pentru asta o să rezerv timp și mai târziu o să jucăm Watch Dogs 2. Că m-am gândit mai bine ce o să joc astăzi seară și o să joc Watch Dogs 2 pentru că vreau să termin jocul. Și sunt hotărât să-i dau de capăt și după aia o să mă ocup numai de Resident Evil 8 după ce termin Watch Dogs 2 și o să joc probabil în paralel cu ăla și The Evil Within 2, că și ăla vreau să-l termin și până la mai mă vedem ce mai jucăm pe măsură ce îmi vine cheful să mai joc, pentru că aseară am fost foarte nașpa cu răceala și n-am putut să mai fac niciun stream. Și am fost așa, nasol, în sensul că am avut și febră, 37 cu 3 sau nu mai știu cât am avut. Și am tușit ca naiba și m-am simțit nașpa. Acum m-am mai lăsat tusea de la cauza antibioticului. Și sper să-mi revin până sâmbătă, duminică, ca să putem să facem stream-uri în continuare și să nu vă mai... să nu vă mai spart timpanele cu tusea pe microfon. Că până acum cred că v-am rupt timpanele cu microfonul, cu tusea mea. Am făcut stream-uri cât eram răcit și v-am bruiat fonic, ce pot să zic. Așa că hai să dăm un new game să vedem cum e jocul ăsta, că tare vreau să-l am pe stream și să rămână acolo, să mă uit la el când am chef. Original story, selectăm, vedem că avem, văd că avem 4 story-uri aici. A Vicky Vixen Valentine, Combat Training, Date Night with Britney. Dăm pe original story, dăm un new game. Uite că pot să selectez genderul. Sper că pot să selectez coming soon. Aha, am înțeles. Bine că pot să fiu bărbat. Asta e bine. Start story. Hai să vedem cum e jocul. Suntem pe loading screen. Jocul este făcut pe motorul grafic de la Unity, by the way, în caz că nu știați. E un joc care pare să fie destul de interesant. E o casă cu backyard, care îmi place mie mult, e obsesia mea să văd case cu curte. Că în viața reală n-am parte de așa ceva, am avut parte când eram mic, am stat la casă cu curte. Și după aia m-am mutat la bloc și... N-aveam backyard, aveam în fața curtea, nu aveam în spate. Și era o casă destul de veche, care trebuia necesita reparații multe și... N-am mai avut bani să bag în ea și am trebuit să o vindem, eu și cu maica mea. Intră direct în casă. Bun. Ok.
adult prescriptions are super easy to get. Just tell the university doctor that reading makes you tired or that your roommate died. They'll give you anything if your roommate died. Wait, Patrick's our cousin, not our manager. Who told you that he was our manager? What would he even be managing? Yeah, the sorority is more or less the best way I saw to make friends quick. They say it's like buying your friends, so I figured I'd buy wholesale. That's why I'm going to a community college. What's my favorite thing about this town? I don't know. Maybe the good weed? Do you have any, by the way? You know what it's low frame rate. Art is a tricky thing. My parents always taught me to come at every piece of art. Yeah, the low frame rate detected. Of course I care about our oceans. Nu pot să fie nicio problemă. În față vă că nu putem să deschidem ușa. Ceea ce mi se pare nașpa. There's not a single girl that wouldn't trade tits with her. I know this was dumb to do. I stuck my hand in the bowl zapper and it went completely limp. Anybody want to help me pull a crazy prank on my sister? Gata, fă! Where did the music go? I wish I knew how to work these things. Electronics are so confusing. Now I've got to have Madison turn it back on. Garage for most of the party, so not to frighten the guests. God, how I love my darling sister. Oh, did you see that movie about the homeless man learning how to swim? It was the most touching film since that one where the cowboy has to eat his pet goat to stay alive. Derek, you don't understand. It's like living with a camp counselor at a Christian youth camp. You guys never feel like those NPCs in fantasy RPGs that just kind of wander around and... I don't know, just... Da, dacă am chef de liniște, am chef să mă bruieze ăștia cu... Deci, please adjust graphic settings. Eu am setările pe ultra și merge perfect jocul. Am aproape 60 de FPS. Patrick, you just can't say that shit. We're more than just that. The... huh? I meant the whole truth about my sight and how it can liberate. Aw, oh, man, bro, not the... Fu-toți morții, mă, de ce vă să-i fac? Da, văd că nu merge să... Da, e o casă cu curte. E un cartier aici, din câte văd. Niște... flamingo puși pe aici, cum se pune obicei la casă. Mă, e prea tare muzica aia, îmi rupe timpanele, să-mi bag picioarele. Aici avem un fireplace. Ok, și ce avem un bathtub, ia să vedem. Mai bine joc Watch Dogs 2 decât Your Health. Fii atent că ai și Health. Gata, am ieșit din bathtub. Ah! Oh. You're dead, asshole. You're dead, asshole. Oh, hell no. What the fuck is wrong with you? Oh, hell no. What the fuck is wrong with you? Ok, m-am lămurit cum e aici.
Origin story, ia, Vicky Valentine, era să vrem. Ce să-mi iau? Antibiotic. Ah. Da, dă-mi apa. Todd, finally! Damn, cadet, you really took your time, didn't you? Maybe if I wasn't standing out in the cold for the last hour, I'd tell you. Now you've just gotta wait and see. Some friend you are. And you don't think we bonded during the party? I mean, that hot... Without a doubt it does to feed her cat while she's... Cadet, focus! Asta ce e, gotică? Da, e gotică tipa. Îmi place de ea. Da, asta rău. Ia să vorbim cu ea. Tac. Give. Vicky doesn't need that right now. Ok. Eu că stau aici, pur și simplu. Totul se petrece la casa asta, deci nu ai un spațiu prea open, așa să zicem. N-ai collectables, n-ai nimica deosebit. Pur și simplu o casă cu curte și atâta tot, nimica specială. Un indigen sims. Asta știu sigur. Și în față n-ai cum să ieși. O să încercăm toate story-urile. Dacă nu merge, o să filmez Watch Dogs și gata. O să fac un stream nou cu Watch Dogs. Could use some marshmallows. Ok. I don't know if you've noticed, but we're still outside. I'll have you know, smartass, Madison and I have become quite close as of late. I even sent her a DVD as a gift not too long ago, so that's why. I don't know if you've noticed, but we're still outside. Dude, that's like shaking hands in my industry. Last week, I was a bridesmaid for a chick who I was in a threesome scene with. That's... I don't know if you've noticed, but we're still outside.
Ok, Vicky's Valentine. Trebuie să găsim cheia din spate de acolo care deschide chestia aia. Dar unde o fi oare? Hot tub? Unde să fie? Ce-am ajuns să joc și eu să-mi bat picioarele. E chiar un joc promițător, dar mă gândeam că e un neighborhood cu mai multe case, cu unde poți să dai petreceri. Și tu să fii liderul petrecerilor, nu să fii tu la o petrecere. Să organizezi tu evenimente și să fie gen Sims, așa. Adică open world, oarecum. Dar nu e. În descriere zice clar că este open-ended, deci nu este... Ia să vedem. Aici găsim o cheie. Ia dacă stăm... Nu merge să stăm în bathtub. Da, jocul este încă early access și nu reprezintă produsul final, deci nu am ce să dezbat la jocul ăsta, nu am ce să critic. Pentru că nu e terminat încă. A, și mă sună și nevastă mea, băga mea și pula. I don't know if you've noticed, but we're still... Da, we're still working on it. Așa n-a să mă fut cu ea ca să pot să... Bărâbă. Ce faci, drăguță? Nu o să trezi nicio dulceață la asta. Lasă pe dulceață să doarmă la ea acasă. Ce? Nu s-a trezit, nu s-a. Lasă-mă la casă să doarmă. Cine? Da, bine. Da, bine. Relativ mai bine, dar cu cât un lucru mai bine.
Nu știu cât de... A, uite că poți să dai și music off. Așa. Gata. Pe pause menu era music off. Nu știu ce ar vrea asta să-i fac. Să-i dau telefonul? Zice că n-am nevoie de el acum. I don't know if you've noticed, but we're still outside. Working on what? La ce loc să lucrezi, frate? Ah, stai așa. Păi... No new messages. Hai mă, că vreau să fac mai casa. N-am ce să fac pe aici. Curtea e destul de măricică, să zicem, îmi place căsuța, dar nu-mi place faptul că... Stai că am văzut aici un buton. Merge să apăs pe el? Nu merge. Mai bine mă juc în Resident Evil să-mi bat picioarele, decât ciudățenia asta de joc. Măi, e un joc promițător, n-am ce să zic, dar nu e complet încă. E încă early access și nu i-au pus toate casele, probabil că sunt mai multe case, mai multe evenimente, mai multe... Mai multe nebunii pe aici, pun joc care poți să le faci, dar... Ce că just chill, ce scrie acolo. Ia, merge să intru pe geam. Abia aștept să apară Thief Simulator 2, frate. Ăla o să fie un joc fain. Dar e încă to be announced. Au postat un gameplay din el, arată demențial, dar... Ăla o să fie un joc fain. Ce vrea Vicky asta? I don't know if you've noticed, but we're still outside. Da, nu e ce știe ce. Nu joc așa grozav. Prefer Watch Dogs de 1000 de ori. Stai. Inspect. Mai bine jucam Barfinders, frate. Ăla e un joc fain, dar o să scoată de rece cine știe când. L-a anunțat în Q2 acum, dar nu știu când o să-l, cât o să-l mai amâne și pe ăla de rece-ul. Am văzut că au amânat foarte mult de rece-urile în ultimul timp la jocuri. La cam toate jocurile pe care le-am jucat au amânat de rece-urile. Și n-am mai lansat nimic deosebit în ultima vreme. Da, whatever, main menu. Nu merge. Nu merge. Bine că am scos muzica aia enervantă. De pe fundal, că mă enerva muzica aia. N-am ce să fac cu Vicky. Bun, am văzut și cum e asta. Luăm toate starele, să vedem cum e. Ia să vedem cum e. Dana with Britney. Nu prea am ce să testez la jocul ăsta, pentru că nu e complet, frate. E o singură casă și nu poți să ieși în cartier să cauți în alte case, nu poți să faci nimic. Eu mă gândeam că e un joc gen în care să ieși, să te duci pe la alte case, să organizezi tu party-uri, să faci ceva. Pentru un early access este incomplet. Nu are ce-i trebuie. Bun. Asta e Britney. Aici nu merge să ieși. Se vede ceva în fața casei, dar nu merge să ieși în fața. Ia să-mi duc. You don't greet a lady who's invited you into her... Oh, bless you. Whatever, am zis, nu mă interesează. I gotta keep an eye on the oven. This ain't the most... Okay. Do what you gotta do, just don't...
Ok, whatever, lasă-mă cu dialogul. În cazul camerele astea nu merge să intrăm. Păi n-am ce să explorez, fra, în jocul ăsta. N-am ce să explorez, explorarea este zero, barat. O casă frumoasă, dar... O casă frumoasă, dar totuși incompletă. La lumină nu merge să umblăm? Nu e, aștept să scoatește de la House Flipper ceva. O ciudățenie de joc, foarte mișto, că e în first person, asta îmi place. Deci conceptul e foarte bun, numai că... Ok. Putem să deschidem frigiderul ăsta, e foarte ok. Da, n-am ce să joc mare lucrul ăsta. O să mă apuc de Watch Dogs. O să las baltă jocul ăsta. Easy there, Tagger. No sense in us getting sauced before we fill up. Da, n-am ce să fac mare lucru pe aici. Nu merge spătul în camerele astea. E o casă incompletă în care nu poți să ieși în curtea din față, nu poți să te duci în curtea din spate decât dacă te joci original story. N-ai acces la multe chestii în early access-ul ăsta. Foarte, foarte mișto grafica și jocul e promițător, e ceva gen Sims, dar încă nu e complet jocul, nu are ce-i trebuie. Ia, hai să vorbim cu Bailey. Mama, kind and cute. Now that's a full package. How are you enjoying your self-guided tour of my suburban paradise? Any luck grabbing? Da, Brittany nu face nimic. Garage door, ia să vedem. Maybe later, da. Mama a murit. Hai să luăm story-ul original, să vedem dacă putem să... coborăm în garaj și deschidem ușile de sus. Să vedem și ce e în celelalte camere și după aia o să ies, mă apuc de o sesiune de Watch Dogs. Asta l-am făcut așa pentru mine, că am vrut să văd cum e indie-ul ăsta, să văd dacă merită să-l țin calculator sau să dezinstalezi. Păi prefer să joc Grounded de 1000 de ori decât ăsta, care e mult mai bun. Grounded-ul e demențial, frate. Și când l-au făcut Early Access, l-au făcut cu o grămadă de acces la content, deci... Prefer să joc de 1000 de ori Grounded decât asta. Acum, serios vorbind. Nu poți să faci sex, nu poți să faci nimic în Early Access-ul ăsta. Ai patru story-uri și aia e tot. Bun. A, uite garajul. Sunt deschise. Ce vrei fă? Is it true that dinosaurs roamed the earth only 64 years ago? You can do that. Okay, let's get into detail. Seriously, I can't believe it. They usually only meet people through the Realm of Rebellion, or through that part of Rick's list that people don't like to talk about.
What? I canceled that free trial. There's no way they're gonna get away with charging me. I'm gonna give them a call. Derek and Madison? I don't think so. He's too soft. Oh, nice. Cum arată master bedroom. Da, la original story vă cam acces la toate camerele din joc. Nice, bathroom. Mamă, dacă făceam un house clipper cu grafica asta, ar fi fost demențial. Foarte bună grafică și îmi place și cum se vede și în oglindă. Arată bine jocul, dar nu e încă complet, frea. Ia, merge să dormim în pat. Lay down. Ia, uite ce fain. Chubby's when I'm working. The last thing you want from a topless bar and grill is recognizing the face above. I'm worried about Brittany. I wish she'd stop worrying about her looks. There's not a single girl that wouldn't trade tits with her. I'm just saying, if I were in a zombie apocalypse, there would be no slack for the weaklings. I'm talking straight up survival of the fittest. Oh shit, text. Some of the objective is real unique. I guess that should be expected when you're in an artist's house. Who's singing that intergalactic song? The Freaky Boys? My brother, man. He had an entire thing together. Două băi are casa asta. Fiantana care are două băi. Ia. De computer. Aici e Britney. Eu zic, uite. Fosem cu whipped cream. Și aici ce e ca la pe o chitară. Cred că am văzut suficient cât să mă lămuresc cu jocul ăsta. Anybody fucking tries and they'll be dead before their fingers touch the bottle. Why, yes, I am a business genius. Wait, isn't that what you asked me? Oh, well, never mind. Nu merge să folosim așa? Bun, am văzut în mare parte despre ce e vorba. Aici o cameră cu... Dacă ăsta era următorul house flipper, ar fi fost demențial. Este. You can do that. Ok. Și nu merge să ieșim afară acasă. Asta mi se pare ciudat. Don't tell anybody, but I definitely went snooping around Ashley's room, and I found some pretty, What's your sign? Oh, God. Please don't tell me you're into Madison's sky animal fad. Anybody want to help me pull a crazy prank on my sister? I'll pay you in... Yeah. I'm really not dressed for the occasion. Da, e mai ce să faci, fra, e incomplet jocul. Deci arată foarte bine grafica și cartierul. Numai că n-ai ce să faci, fra. Prefer să mă întorc la Watch Dogs, care are tot ce trebuie și e complet. Da, o să mă întorc la Watch Dogs 2. Ia stai să vedem, găsim ceva aici jos? Inspecte asta. Da.
Patrick, I can't get to the fucking booze with Frank. Oh, sorry. I thought you were my cousin. Oh yeah, don't mention it. Derek was all, hey, I'm sorry, that was rude. My head is everywhere. You know that feeling when you love host? That's a cool thing to say, even if you are just trying to win brownie points. That's always been such a weird phrase to me. Ha ha ha. That was a really bad dad joke, but I appreciate the effort. Anyway, it was good talking to you and meeting you. Da. Nu poți să legi nicio relație cu gagică de aici. Basically, yeah, the sorority is more or less the best way I saw to make friends quick. Jocul are încă probleme cu FPS-ul. O singură casă, lipsă de eventuri, lipsă de content. N-am ce content să vă prezint în jocul ăsta. O să ies din el, o să închid stream-ul și o să încep alt stream cu Watch Dogs 2 imediat. O să mai iau o pauză de țigară și după aia o să mă apuc de Watch Dogs 2, că vreau să termin jocul și să mai joc în continuare la Watch Dogs 2, că îmi place foarte mult jocul ăla. Și cam asta e, fraților. Asta a fost Early Access-ul, l-am prezentat în Lumii Mari. N-am ce să vă prezint ca material de content, pentru că nu poți să legi nicio relație, nu poți să socializezi, nu poți să faci nimic cu jocul ăsta, nu e complet. E încă Early Access, n-au băgat suficient de mult content în el ca să poți să vă prezint ceva sau să critic ceva la el. E un concept foarte bun, dar neînceput cum trebuie. Nu l-au început cum trebuie, n-au lansat cum trebuie jocul. Trebuiau să mai bage content în el ca să-l lanseze. S-au grăbit să-l lanseze și a ieșit o ciudățenie care arată foarte bine și faptul că în first person îmi place foarte mult, dar care nu are content suficient ca să vă pot face o prezentare, să zicem așa. În linii mari v-am prezentat conceptul jocului, e bun, dar promițător, dar nu are ce-i trebuie încă. Așa că cu ăsta o să mai așteptăm și ne apucăm de Watch Dogs 2, că vreau să joc azi Watch Dogs 2, am chef de un joc relaxant, fără vârcoraș și fără vampiri astăzi. Probabil mai posteară o să mă apuc să evadez din casa doamnei Dimitrescu, din castelul doamnei Dimitrescu. O să revin cu un episod din Resident Evil 8, mai târziu, mai pe seară. Și ne apucăm de Watch Dogs. Gata, hai. Be right back. Încheiem aici stream-ul și lăsați și voi un coment acum dacă v-a plăcut, sau un like, sau un dislike, vedeți și voi. Cred că o să primesc mai multe dislike-uri decât like-uri, pentru că nu e terminat jocul. Dar mi-am făcut așa pentru mine video-ul ăsta, dacă vouă vă place jocul, jucați-l, dar nu vă recomand pentru că nu este încă finisat. Ăsta, contentul l-am făcut pentru mine, prezentarea asta, am făcut-o pentru mine și dacă vreți, vă public și vouă pe YouTube, să aveți publică și dacă vă place conceptul jocului, lăsați și voi un like acolo și un coment. Spuneți, wow, că e un joc fain, nu știu ce, că cum vreți voi, da? Hai, ne auzim în Watch Dogs 2, imediat. Imediat revin cu un episod din Watch Dogs 2, că vreau să încep alt stream. Pentru că stream-ul ăsta deja l-am epuizat cu jocul ăsta. Și e deja 8:30, mamă, se face 9 în curând. Holy shit. Ce repede trece timpul. Cred că am făcut deja o oră de content. De content, mă rog. De prezentare sau ce vrea să fie asta. Mă rog, hai, ne auzim. Bye, bye.